Informația momentului este că ia acum alertă în centrul Parisului, lângă piața Trocadero și turnul Eiffel. Un bărbat a intrat în consulatul Iranului și amenință că se aruncă în aer. Poliția și geniștii au înconjurat locul, iar bărbatul a fost arestat în urmă cu puțin timp. Transportul în comun nu mai oprește la stațiile din zonă. Cine este suspectul și ce revendicări avea acesta, ne spune jurnalistul Digi24, Alin Borcea, este în direct chiar acum. Alin, te ascult. Bine v-am găsit. Este vorba de un bărbat care ar fi vrut să arunce în aer consulatul iranian din Paris. În jurul prânzului, el a intrat în clădire și a arătat oamenilor de la pază o vestă cu explozibil sau o grenadă, scrie Le Parisien, care citează surse din cadrul poliției franceze. Imediat, autoritățile consulatului iranian din Paris au sunat la poliție, geniștii au înconjurat locul, traficul a fost oprit, metrourile nu au mai oprit la stațiile din apropiere, nici autobuzele, dar iar toată această situație de criză a durat în jur de 4 ore, pentru că bărbatul care amenința că vrea să se arunce în aer a fost arestat în urmă cu câteva minute de către poliția franceză, a transmis France Press. Din ce se știe până acum, el dorea să răzbune moartea fratelui său. Nu știm în ce condiții a murit fratele său, dar potrivit poliției din Paris, acesta era motivul pentru care a intrat cu un dispozitiv exploziv în clădirea consulatului iranian din Paris. Ar mai fi pus și niște steaguri pe jos, probabil tot așa, în semn de protest față de regimul de la Teheran. Consulatul iranian din Paris este foarte aproape de ambasada Iranului, într-o zonă foarte, foarte circulată de către turiști, cum ziceai și tu, Teodora, foarte aproape de grădinile Trocadero și peste Sena de turnul Eiffel.